Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 8 aprilie 2023. După episodul de o iarnă scurtă, a venit și un pic de vreme bună și am zis că vă arăt și o familie mai bună și ce-i fac la data asta. Dacă este o familie bunicică, ar fi ideal să fie toți așa, dar nu sunt toți așa, mai sunt cu care ne chinuim, așa îi zic eu la ei amici. Ăia vor fi pregătiți pentru anul viitor, nu pentru anul ăsta. Am zis să vă arăt cum se prezintă astfel de colonie mai bună, având în vedere că a fost frig. Are puiet la eclozare, frumușel, acum albina lucrează, să sperăm că o să fie bine. Am venit să le aduc mâncare, azi doar asta lucrez, îi analizez să văd care cum se prezintă și să văd dacă totul e în regulă. Mâncarea lipsește, așa că o să vin cu două rame de hrană la ea. Puietul e frumos, dar n-are mâncare, deci iată ce puiet frumos, așa acoperit rama, dar mâncarea lipsește cu desăvârșire. Bun, o să venim cu mâncare la această colonie. Acesta era riscul ca o astfel de colonie, dacă ține frigul mai mult, să moară de foame. A supraviețuit doar cu siropul care l-am dat, cu ramele exterioare care au fost date cu miere. Și acum o să vin eu cu miere din nou. Dacă până acum aveam o mască roșie care era bună, de data asta avem una așa mai negricioasă și a făcut treaba, să zicem, dacă n-a avut mâncare. Hai că e și milă de o astfel de familie să vezi că mâncarea lipsește cu în totalitate. În totalitate. O și pregătesc pentru a primi hrană. Asta e o ramă mărginașă. Ea va rămâne mărginașă, adică aceste rame care nu au, să zicem, mai nimic pe ele, așa le dăm, le dau într-o parte, să văd dacă pe prima ramă are tot așa. O să le fac acolo o bucurie, să văd dacă nu cumva are puiet aici. Are puiet? Bun, acum știu cum să îi organizez lui uibul. Bun, deci prima dată eu i-am pregătit niște rame cu miere. Iată, avem aici ramă cu miere. Aici am avut niște păstură. Această păstură, din păcate, mucegăiește. Eu încă n-am găsit o metodă ca să ca această păstură să nu mucegăiască. Că n-am găsit. În mare parte o curăț așa. O dau în jos, nu ai ce să faci.
Bun, și acum o să-i descăpăcesc această ramă. Singura soluție pentru acel mucegai, ca să nu afecteze albina, e să îi dau la albinuțe și să-l dau cu titri. Dau cu titri și astfel o să omoare respectivele bacterii care există în rame, chiar dacă nu așa vizibil, nu chiar așa vizibil ca la mine aici, această ramă. Acum mai dau cu acest sirop cu titri pentru a omorâ acele bacterii din ramă. Și aici, unde a fost păstura, udăm bine, bine. O să dăm frumos cu descăpăcitorul și apoi ea o să-și ia mâncare de aici. Nu rămâne doar cu aceste două rame care le dau, o să vedeți toată organizarea acestei colonii care trebuie să evolueze. Sigur, și ramele care le-am dat data trecută la descăpăcit au fost, să zicem așa, curățate. Bun, dau această ramă. Ramă cu mâncare. Dăm lângă puiet. Așa, și încă una. Încă una. Aceasta parcă nu e așa multă mâncare, dar mai aducem, mai aducem dacă e nevoie. Trebuia o ramă mai plină cum ieri aici. Cred că o să caut una mai plină și această ramă o las după diafragmă. Dar mai o să fac eu acum. Dau după diafragmă care va fi aici. Și mă duc să caut o ramă mai plină cu miere. Asta nu durează așa mult. O ramă mai bună. Iată, aceasta nu are păstură pe ea, e frumoasă, e curată, nu are niciun strop de mucegai. Bun. O să-i curăț această ramă. Adică o descăpăcesc și am să-i dau la marginea cuibului. Aceasta e o familie
bună. E o familie bună, bună. Așa, aici dăm cam acum mâncare și acum să văd care e treaba cu rama mărginaș. Mai are mâncare pe astea? Dacă nu are, le voi scoate. Aici mai are un pic. Se descăpăce și aici. Iar aceste rame mărginașe peste 2 săptămâni vor intra în cuib. Bun. Dăm și lui un pic cu sirop. Punem la loc, să o curețe bine. Așa. Următoarea. Și pe asta trebuie să o curățăm bine. Ar fi bine să avem la toate coloniile așa, dar nu avem așa ceva. Bun. Deci asta este o colonie faină, faină, da? Bun, acum o să-l închidem. Îl închidem și mai venim cu sirop la ea. Este vreo câteva zile. Acum are mâncare destulă și aici are acces, are și acolo ceva mâncare și nu rămâne decât să mă duc la un alt stup. La stupe aia mici și pe 3 rame am decis să le iau folia. Să le iau folia până în momentul în care vor ajunge pe 5 rame, fiindcă am impresia că nu reușește să-și gestioneze bine umiditatea. Are o umiditate mai ridicată față de alți stup și atunci o să le iau folia și până vor crește o să-i țin cu acele păturele. Bun, cam atâta și cu un stup mai bunicel. Merg mai departe și fac aceeași lucrare la toți. Ăia mici vor mai sta încă un timp așa mai micuți până cresc. Până data viitoare, numai bine!